Dă slavă lui Dumnezeu că ne-a adunat în această seară în Duhul Părintelui Sofian. Vă mulțumim dumneavoastră pentru privegherea împreună cu Părintele Sofian. Mulțumim Părintelui Teofan pe care l-ați văzut atunci în postura de Tudor Popescu. Nu? Parcă așa de atunci. Da? Seamănă. Așa? Mulțumim lui Claudiu Patriche pentru că datorită râvnei și ostenele, avem aceste serii duhovnicești, avem și aparatura necesară. Cei care doriți să luați cartea Părintelui Sofian, Smerenia și Dragostea în sfârșitul trăirii ortodoxe, le avem aici, împreună cu DVD-ul Părintele Sofian, Cuvinte pentru viața cea veșnică. Vom cânta acum la încheiere, cu bine se poate, dar în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea purura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, și prea cuvioase, Părinte, binecuvinte. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. 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 Mulțumim lui Dumnezeu, Doamne, ajută și mulțumim și Dumnezeu.